Pace, bună seara tuturor, bine ați venit, Domnul să primească cântarea noastră de laudă înaintea Lui. Vom continua meditația noastră la ceea ce credem despre cele două acte sau rânduieli cerute de Domnul nostru Iisus Hristos pentru toți credincioșii, și anume cina Domnului și botezul. Dimineață am meditat la cina Domnului, istoricul acestui act. Acum e rândul să medităm la botez, și aceasta pentru că sărbătorim botezul Domnului. Biserica a hotărât ca data de 6 ianuarie să fie consacrată momentului în care Domnul nostru Iisus Hristos și-a început lucrarea, a primit botezul de la Ioan și apoi s-a dus cu acest mandat în viața lui, care a culminat în moarte, înviere și apoi înălțare. Momentul însă în care Domnul nostru Hristos a hotărât să înceapă lucrarea publică a fost momentul botezului. De ce e așa de important botezul? De ce Domnul Iisus Hristos a cerut ca oricine crede să se boteze? Ce înseamnă această învățătură pentru noi creștini? Vom citi un pasaj din Sfânta Scriptură care aparține chiar cărții primei evanghelii din care studiați în această perioadă a anului. Evanghelia după Matei, capitolul 3, vom citi doar de la versetul 13 la 17. Ne ridicăm cu toții în semn de respect pentru citirea cuvântului. Evanghelia după Matei, capitolul 3, de la versetul 13 la 17. Atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-l oprească. Eu, zicea el, am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Drept răspuns, Iisus i-a zis, lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat. De îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă. Și în clipa aceea, cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-se în chip de porumbel și venind peste el. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea, acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Amin. Ne rugăm, Doamne Dumnezeul nostru, binecuvintează-ne cu prezența Ta, prezența Duhului Tău cel Sfânt, cuvântul Tău să ne vorbească tuturor, mintea noastră să fie deschisă, inima să fie pregătită, să primim acest cuvânt dătător de viață. Învață-ne, Doamne, învață-ne ceea ce vrem, ceea ce trebuie să facem. Vrem să stăm și noi în ascultare. Aceasta este poziția corectă înaintea Ta. De aceea binecuvintează-ne, pentru că Te rugăm în numele Mântuitorului Hristos și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locul. Creștinismul este o religie care are atât elemente ritualice, ritual, adică tradiții, datini, rânduieli, dar care are și elemente relaționale. Creștinismul este o religie care îmbină ritualul
și relaționalul. Dar detașat este relaționalul, adică noi accentuăm o religie bazată pe relație personală cu Dumnezeu. Dumnezeu este persoană, tu ești persoană. Dumnezeu are rațiune, are sentimente, are voință. Și tu ai rațiune, sentimente și voință. Între persoana ta și persoana lui Dumnezeu se poate face o legătură reală, așa cum avem legături personale între noi. La nivel rațional comunicăm, emoțional, ce să mai zic, și volitiv, mai rar. Dar și aici, persoanele comunică între ele, față către față. De altfel, cuvântul persoană, în limba latină persona, are un echivalent în limba greacă, prosopon, de unde avem prosop. Prosopon înseamnă față, fața care caută altă față, fața către față. Așa au hotărât grecii să definească omul, persoana, fața care caută altă față. Acesta este creștinismul ca religie, accent pe relații, pe relația între noi, pe relația cu Dumnezeu, chiar pe relația cu sinele nostru. Adică creștinismul vrea să rezolve o problemă de bază a omului, identitatea lui, să știi cine ești. Și pentru aceasta îți dă un cadru, orice religie, zic, are ritual, dar dincolo de ritual trebuie să existe ceva viu, viabil, ceva care, cu care să te identifici ca persoană. De aceea, în centrul creștinismului stă relația cu Iisus Hristos, Domnul nostru, ucenicia, urmarea lui Hristos, imitarea Lui. Este o relație vie de la persoană la persoană. Poți comunica cu El prin rugăciune, prin cuvântul lui Dumnezeu, prin Duhul, prezența Lui în tine. Parte a identității noastre este legământul. Când intri într-o relație de căsnicie, nu? Normală, trebuie să adaug asta, te căsătorești și faci un legământ, ești întrebat, vrei să iei în căsătorie pe? Sperând că spui da, preotul, pastorul, funcționarul de la primărie, oricine, consemnează, da? A intrat într-un legământ, într-o relație intimă, într-o relație persoană la persoană. Dacă facem lucrul acesta la nivel social, cu atât mai mult la nivel spiritual, Dumnezeu ne cheamă în legământ. Hristos ne-a chemat în legământ de ucenicie cu El. Actul botezului, pentru că despre el vorbim, este o reflectare a definiției noastre, a identității noastre. Trebuie să știi cine ești. Unele biserici s-au grăbit în istorie să boteze copiii mici. Adică să identifice copilul cât se poate de repede cu biserica, cu creștinismul. Alții au contestat acest lucru și au spus, e prea devreme un copil să fie considerat creștin, să se identifice cu Hristos, cu creștinismul, cu credința, pentru că nu știe ce face. Îi trebuie o perioadă să crească, să se maturizeze, să aleagă singur. Pe de parte s-a acceptat acest argument, dar s-a găsit și soluția. No problem. Nașii au fost o invenție, undeva în secolul III au apărut. Nașul este părinte duhovnicesc. Ai părinți fizici, părinții tăi, naturali, dar pe partea spirituală cineva trebuie să mărturisească în locul copilului. Să fie un părinte duhovnicesc, un naș. Și asta făceau nașii atunci. De obicei erau aleși dintre cei mai duhovnicești din biserică. Pentru că un naș autentic
istoric vorbind, trebuie să urmărească creșterea, maturizarea copilului în credința creștină. Dar astăzi știți cum au devenit nași, se aleg pe alte criterii. Înainte însă a fost pe criteriul maturității, să-l preia un părinte duhovnicesc, să-l vadă cum crește în credință, îl instruia în cele ale doctrinei, în practică, în rânduiel, în toate acestea. Soluția a fost pe moment acceptată, mai târziu confirmată, dar la început n-a fost așa. Citim în Sfânta Scriptură despre biserică, despre botezuri. Nicăieri nu apare ideea de naș, de părinte duhovnicesc. Peste tot în Sfânta Scriptură, când citești atent, vezi că botezul se aplica doar celor care credeau, care erau în stare să-și mărturisească credința. După ce îți exprimai credința personală în mod public, erai primit în biserică. Deci întâi crezi, după aceea intri în legământ prin botez. Botezul ce însemna? Dintotdeauna, cuvântul botez, de la baptizo, din cuvântul grecesc, înseamnă scufundare sau afundare în apă. Și era un simbol. Cel care este introdus în apă, cufundat în apă, arată tuturor care vizionează, care văd scena, că el a încheiat un fel de viață, a înmormântat o viață trecută și, sigur, trebuie ridicat mai repede decât am vorbit eu, ridicat la o viață nouă. Ridicarea din apă înseamnă că a început o viață nouă. Deci, el înmormântează ceva din trecut și se ridică să trăiască o viață nouă. Acesta era botezul. Se înțelegea evident că cel care căuta botezul, dorea botezul, știa că e păcătos. Știa că are nevoie de iertare, de spălarea păcatelor. Era un gest simbolic, e adevărat, dar când intra în apă, el deja avea pocăința, remușcarea, părerea de rău, mărturisirea făcute. Ridicarea la o nouă viață însemna că s-a decis să intre într-un nou legământ cu Dumnezeu. E altul, e o creație nouă, un om nou. De aceea, de la început, să știți, avem dovezi că încă din secolul 2, 3, candidații de botez purtau haină albă. Dar nu purtau înainte de botez. Citim în niște documente din secolul 3 că doar când candidatul cel botezat ieșea afară din apă, primea un dar din partea bisericii, o haină albă. Semn că viața lui este nouă. Ideea s-a preluat în istorie, s-a îmbunătățit. Astăzi nu prea se ține cont de acest lucru. Mi-amintesc că prima mea vizită în Anglia după 1990 a fost la o biserică baptistă mai modernă. Și printre alte lucruri ciudate pe care le-am văzut acolo a fost că la sfârșitul slujbei se anunță botez. Baptistierul, locul unde se făcea botezul, era pregătit, apare pastorul în blugi, în tricou. Intră în apa botezului, vine și candidatul, și candidatul în blugi, și într-un fel de tricou. Și s-a făcut ceremonie rapid, botezul a durat nici 5 minute. Totul s-a făcut foarte firesc, normal, fără a se ține cont de anumite simbolisme. E, vedeți cam cum au evoluat lucrurile. Acum, sunt unii care insistă pe acest botez atât de mult și vor să arate că botezul este totul. Nu este totul în viața unui credincios, e adevărat. Credința e înaintea botezului. Botezul doar consemnează, finalizează un proces
în care ai intrat, să crezi, să-ți schimbi viața prin puterea Duhului lui Dumnezeu. Îmi amintesc de un pastor care predica excesiv despre botez. Și un diacon din biserică i-a tras atenția. Nu se poate să predici așa tot timpul despre botez. Pastorul i-a spus, dă-mi un text biblic. Și n-are ce face, diaconul și caută Matei 3 cu 10, iată că securea a fost înfiptă la rădăcina pomilor. Deci orice pom care nu face rod bun va fi tăiat și aruncat în foc. Și pastorul, nicio problemă, și de aici pot predica despre botez. De ce? Pentru că pomul trebuia doborât să se facă mai mult loc pentru apă care să fie suficientă pentru botez. Deci să vorbim despre botez. Da? Poți transforma orice. Asta arată că unii sunt obsedați de ritual. E o ceremonie, un ritual în final. Dar mă interesează ce ascunde acest ritual. Ce înseamnă de fapt? De ce Iisus Hristos a cerut specific ca cel care crede în El să se boteze? Botezul este instituit de Domnul nostru Iisus Hristos. A fost practicat și predicat de apostolii lui. Imediat după Rusalii, în Faptele Apostolilor capitolul 2, cei care au primit cuvântul predicat de apostolul Petru au întrebat, fraților, ce să facem? Și apostolul Petru le-a spus, păi, fiecare din voi să fie botezat. Pocăiți-vă întâi, le-a spus, întoarceți-vă la Dumnezeu, veți primi darul Duhului Sfânt, dar trebuie să te botezi. Și așa au făcut. Aș vrea să vă spun aici doar că botezul nu este practicat doar de creștini. Știm că evreii au practicat acest botez încă înaintea lui Ioan Botezătorul și a lui Iisus și a bisericii. Practicau așa numit mitul botez al prozeliților. Dar când vine Ioan Botezătorul, pentru că îl serbăm și pe el cu această ocazie, Ioan se identifică pe sine ca un sol, un trimis al lui Dumnezeu, un ambasador, cel care pregătea calea pentru Mesia. Cuvântul Mesia înseamnă unsul lui Dumnezeu. Evreii îl așteptau pe Mesia. Ioan îl recunoaște pe Iisus Hristos ca fiind Mesia. Dar în momentul în care Ioan își începe lucrarea și cheamă pe evrei la pocăință și la botez, foarte mulți fac lucrul acesta. Se aliniază, stau la Iordan să fie botezați de Ioan. Era un fel de întoarcere a poporului la Dumnezeu. Un gest de pocăință. Le pare rău de păcatele lor, vor să-și schimbe viața. Era un botez al pocăinței și apare Iisus, neprihănit, fără păcat. Și cere să fie botezat de Ioan. Ioan își dă seama de contrast, e ceva neregulă. Se botează doar păcătoșii. Doamne, Tu nu ești păcătos, ești sfânt. De ce vii la mine să fii botezat? Eu ar trebui, spunea Ioan, să fiu botezat de tine. Și Hristos răspunde, lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim ce trebuie împlinit. Ce anume? Iisus a acceptat să fie botezat, nu pentru că era păcătos, ci pentru ca să se identifice cu păcatele poporului său. El a venit ca să răscumpere păcatele poporului său. Și a făcut acest gest și pentru a confirma lucrarea lui Ioan Botezătorul că e bună, dar și pentru ca să se identifice cu poporul. Într-atât s-a identificat încât mai târziu și-a dat viața pentru acest popor. Așa trebuia să facă, asta era dreptatea, așa trebuia să împlinească legea, așteptarea lui Dumnezeu. Acum, după ce Iisus se botează și continuă viața, după ce începe biserica,
Cei care au crezut, au fost botezați din ei, intră în biserică, sunt alipiți trupului lui Hristos, a bisericii. Nu au fost mari schimbări, poate 100 de ani. Toți au înțeles că botezul însemna să te identifici cu Iisus Hristos. Să fii ucenicul lui Hristos, urmașul lui Hristos. Legământul era necesar, intrai într-o comunitate a răscumpăraților, într-o nouă adunare, care se numea acum biseria, eclesia, noul Israel, cum ar spune unii, era poporul ales al lui Dumnezeu. Nu au fost mari interpretări la acest adevăr. Și s-a păstrat o vreme. Și acum intru puțin în istoria acestui act de botez, pentru ca să compensez și ce am vorbit dimineață despre cina Domnului. La început, zic, botezul era administrat tuturor celor care îl cereau. În timp s-a introdus cateheza. Cateheza, tot un cuvânt grecesc, înseamnă instruire. Și anume, cel care urma să fie inclus în biserică trebuia să urmeze un fel de program de instruire, de învățătură, să știe ce face. De aceea învăța despre Dumnezeu, despre Sfânta Treime. Știm deja în secolul II, chiar secolul III, că aceste cateheze, aceste instruiri erau pregătite de episcopi. Nu avem ceva scris de așa separat, dar prin tradiție orală, prin practică, știm ce făceau ei. Ca să vedeți cât de serioasă era această pregătire, după anul 200, citim în anumite documente că un candidat de botez nu era primit pentru botez decât după 3 ani de la cerere. 3 ani era urmărit de biserică, dacă într-adevăr el dorește să fie creștin. Sigur, contextul era altul. Era prigoană, erau mulți trădători în biserică. Cum să faci selecția? Să vezi dacă nu ai informatori care trădau strângerile creștinilor în multe situații ilegale. Și de aceea episcopii erau foarte precauți. Dar când cineva dovedea după 3 ani de zile că e pregătit de botez, era acceptat. Dar în perioada asta el trebuia să se pregătească din catehism. De obicei catehismul arăta așa, întrebare, răspuns. Întrebare, ce crezi despre Iisus Hristos? Cred, răspuns, cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat în sfârșit. Și mai departe, și erau foarte multe întrebări de acest gen. Când venea vremea botezului, candidatul era prezentat poporului, adunării, și era întrebat public, ce crede? Și el trebuia să răspundă. După ce trecea perioada întrebărilor, era pus să facă lepădarea de satană. Public, verbal, mă leapă de satana, de duhurile rele, da? Era o formulă. După aceea era uns cu un de lemn. Ungerea cu un de lemn se făcea sigur simbolic și apoi era invitat să intre în apă, în apa botezului. Se dezbăca de hainele lui, intra în apă, da? Când ieșea din apă, după ce mărturisea și acolo și era scufundat și ridicat din apă, la ieșire din nou era uns cu un de lemn. După aceea primea haina albă din partea adunării, că viața lui e nouă, schimbată, și apoi episcopul, supraveghetorul adunării, adică venea și își punea mâinile
peste cel care a primit botezul și îl ungea din nou cu un de lemn. După aceea era prezentat adunării și nu mai era uns cu un de lemn. Dar de cel puțin 3 ori am socotit eu, poate chiar de 4 ori, era acest gest de ungere cu mir, ungere cu un de lemn. Era, să știți, semnul consacrării. Nu pentru că se întâmpla ceva miraculos, nu, nu, nu. Credința lui era miraculoasă. Faptul că el a crezut în Iisus Hristos, a fost un om nou, acolo era miracolul. Dar ritualul în sine așa pretindea. Am vrut să subliniez seriozitatea cu care se făcea botezul în secolul 3-4. Am vrut să subliniez cât de important era pentru un candidat să știe ce crede, ce face. Și cu aceasta ajung la ce mi-am propus. Până la această dată, nici o dată nu se pomenește de botezul copiilor. Pentru că un candidat de acest gen serios nu putea fi copil. Trebuia să știe ce face. Actul în sine al botezului, detaliile acestea care sunt partea istoriei noastre. Nu amintesc despre botez. E adevărat însă că deja din secolul 2, secolul 3, da, mă, înțelegeți, 100 ani, 150, anul 200, se cocheta cu ideea introducerii botezului copiilor. În anumite zone din Imperiu s-a început deja la... Așa, superficial, cu rugăciune, după aia cu stropirea copilului, în sfârșit, deja în secolul 4, însă avem botezul copiilor mici. Și când m-am uitat peste argumentele celor care au trecut așa, zic eu, de superficial, de la botezul adult, al celui care crede, care mărturisește cu gura lui, la botezul copiilor, am găsit 3 argumente ale acestora. Primul argument spunea așa, și îl găsim deja în secolul 2 la Irineu, episcop de Lyon, care spunea că botezul este un sigiliu pe sufletul celui credincios. Sigiliu pe care l-a aplicat Duhul Sfânt în momentul cufundării copilului în apă, într-un mod miraculos, evident, sacramental. Apoi, alții au spus, tot din părinții bisericii, că botezul e ca o baie regeneratoare, care spală păcatele celui ce intră în apă, toate păcatele săvârșite până la acel moment. Se spală întinăciunile și trupești și sufletești, se vindecă tot ce a făcut rău păcatul în viața acelui om. Deci e o spălare de păcate. Și mai era încă un argument care a venit puțin mai târziu, secolul 4, și anume că botezul este un act de sfințire în sensul de iluminare, îndumnezeire a sufletului credincios prin locuirea Duhului Sfânt. Ca un fel de infuzie, intrare a Duhului Sfânt proporțională cu credința celui care se botează. Sigur, ar trebui dezbateri mai serioase aici doctrinare, care au fost argumentele, de unde și-au extras toate aceste idei. Cert este că în secolul 4 avem deja practica botezului copiilor, foarte populară, și deși nu toți, știți, nu toți părinții bisericii au acceptat argumentele pentru botezul copiilor. Ambrozie, de exemplu, în vest, nu considera botezul ca o curățire de păcatul moștenit, păcatul strămoșesc, ci poate doar o deschidere a împărăției pentru cei mici. Acum, această practică, zic, s-a perpetuat, nu s-a mai revenit asupra ei. Zic, deja din secolul 4
s-a aplicat botezul copiilor mici. Și nu avem, pe de altă parte, argumente că altcineva în altă parte a făcut actul botezului adulților. Tot mai puțin se botezau adulții, tot mai mult copiii. Grija aceasta de a avea biserică are ca prim argument și cel mai puternic dintre ele ideea de legământ. Până și astăzi, dacă vei întreba un catolic, un ortodox, un presbiterian, un metodist, un anglican sau un episcopalian, toți aceștia botează copiii mici. Argumentul principal este acesta. Așa cum în vechime copiii evreilor erau partea familiei și implicit a poporului lui Dumnezeu, prin acte ritualice, așa, tot așa în biserică copiii n-au cum să fie excluși din familie și nici din biserică. Deci ei trebuie să fie considerați partea poporului lui Dumnezeu, implicit, automat. Ești născut într-o familie de creștini, toată casa devine creștină. Sigur, altul era contextul social din vremea respectivă care permitea această interpretare. Dar, într-adevăr, acest argument e foarte puternic. Puternic și greu de combătut, și anume că legământul include familia. Până și baptiștii mai târziu, evanghelicii care botează adulții, au avut o soluție aici. Ce facem cu copiii celor care sunt în familie? Nu-i putem boteza pentru că noi credem botezul adulților care își mărturisesc singuri credința. Și am inventat binecuvântarea. Actul de binecuvântare. Nu este un act cultic. E acceptat, e partea tradiției, nu se compară cu cina și botezul. Dar e pe undeva, o anexă a actelor noastre, este și binecuvântarea. Și atunci ce facem? Aducem copilul, sau familia aduce copilul înaintea bisericii și biserica se roagă pentru el. Nu îl consideră afară din biserică, dimpotrivă îl consideră prin această rugăciune parte a bisericii. E supravegheat, e hrănit spiritual, e partea familiei mare a bisericii, dar se așteaptă ca acel copil, când va crește mare și va înțelege cine este și ce face, să ceară singur și să facă actul botezului public. Botezul credinței se numește acesta. Unii, deși crescuți în bisericile acestea evanghelice, în spiritul credinței evanghelice, deși cresc în bisericile noastre, nu fac acest legământ. Nu este impus. De aceea, chiar dacă au crescut cu noi în biserică, nu mai sunt printre noi. Au ales o altă credință, au ales o altă denominație. Este alegerea lor. Am dorit, sigur, tot să rămână, dar pentru că principiul nostru este principiul alegerii benevole, personale, trebuie să le respectăm și pentru copiii noștri. Ne rugăm pentru ei, mijlocim înaintea Dumnezeu pentru ei, așteptăm, dar decizia este a lor. Acum, trec la o altă importantă dispută care ne privește pe noi legată de botez și are de a face cu perioada reformei, secolul XVI. Luther a început reforma și a venit cu idei mari care au lovit puternic în sistemul romano-catolic de atunci, care abuza de autoritatea pe care o avea, nu toți. Ca să înțelegeți, să nu vă imaginați acum, toți catolicii au fost răi, toți ortodoxi au fost răi, nu. Au fost unii clerici, au fost unii care abuzau de statutul lor și a început reforma protestantă. S-a dorit un alt tip de biserică. Luther, de exemplu, accentua trei mari învățături. Sola Scriptura. Numai Scriptura este ultima autoritate sau autoritatea finală pentru credința noastră. Tradiția, aici reprezentată prin iPad-ul meu, da? Tradiția este sub Biblie.
Sfânta Tradiție, o respectăm parțial, chiar ne hrănim din unele scrieri ale părinților bisericii, nu anulăm tot ce a fost în istoria noastră, dar strecurăm, gândim totul, analizăm, judecăm prin prisma Scripturii, autorității Sfintei Scripturii. Și asta spune Luther și asta am acceptat și noi, sola Scriptura. Dar al doilea lucru pe care îl spune Luther este sola fide, numai credința. Cum e justificat înaintea lui Dumnezeu? Când stai înaintea Domnului, pe ce bază stai? Pe baza meritelor tale? Nu. Pe baza meritelor lui Hristos. Pentru asta trebuie să crezi în Hristos. Credința ta este cea care îți deschide intrare slobodă la locul, în locul preasfânt, la Dumnezeu. Credința personală. Nu credința altuia, nu a nașului, nu a bisericii, nu a familiei tale, ci credința ta. Foarte importantă învățătură. Și a treia învățătura lui Luther a fost solus Christus, numai Hristos. Ce anume te mântuiește? Ce anume te face să te prezinți înaintea lui Dumnezeu? Sfinții, îi respectăm, dar Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său să fie mijlocitorul între El și oameni. Este singurul mijlocitor, deci numai Hristos este Cel care ne poate reprezenta înaintea lui Dumnezeu. Până și sfinții au avut nevoie de Hristos, de iertare și așa mai departe. Deci aceste, vedeți, aceste învățături pe care le-a dus Luther au fost extraordinare. Dar un grup de credincioși elvețieni care trăiau la Zürich în perioada aceea, făceau studiu biblic. Luther deja tradusese Noul Testament în limba germană, până atunci era numai în limba latină. Ori 90% din populația evului mediu nu știa să scrie, să citească. Doar ce și preoții interziceau enoriașilor de rând să citească Biblia, ca nu cumva să o interpreteze greșit. Numai ei puteau să interpreteze Biblia. De aceea, când Luther a tradus Noul Testament în germană și apoi toată Biblia, s-a răspândit imediat. Toată Germania, toți vorbitorii de limbă germană au avut Biblia în mână, Noul Testament. Și un grup din aceștia, care erau la Zürich, vă dau și numele unora dintre ei, Felix Manz, Simon Stampf, Wilhelm Rublin, George Blaurock și Konrad Grebel. Da? Ia să-i sunut, sper. Pentru că sunt înaintașii noștri. Ei au studiat Noul Testament împreună cu unul dintre cei mai inteligenți lideri de atunci, Huldrych Zwingli. Studiu biblic în casă. Și au ajuns la concluzia că există un element care a scăpat principalilor lideri reformatori ai reformei. Și anume botezul. În Biblie nu au găsit nicăieri că botezul se aplica copiilor. Cum de n-au văzut Luther, Melanchthon, Beza, Farel, Calvin și ceilalți mari gânditori? Cum n-au văzut acest detaliu? Poate că n-au vrut să vadă. Cum să cer, adică, unei Europe întregi să se reboteze? Politic, social era extrem de dificil. Dar grupul acesta de credincioși au riscat și au ajuns la concluzia aceasta că botezul în Sfânta Scriptură este cerut celor care cred și nu copiilor. Acum, un motiv principal pentru care nu toți au acceptat această idee și Zwingli, care a plecat din grup, s-a alăturat lui Luther și au luptat împotriva acestui grup care mai târziu s-au numit anabaptiști. Toți acești lideri mari, Luther, Zwingli, chiar și Calvin, aveau o învățătură diferită despre relația dintre stat și biserică. Ei credeau că statul e de la Dumnezeu. Roman 13, pentru aceasta trebuie să colaborezi cu statul. Biserica nu se poate rupe de stat. Trebuie să fie o combinație, da?
să depind unul de celălalt. Din acest motiv, când a venit discuția legată de botez, nu s-a pus problema rebotezării. Erau, zic, riscuri foarte mari și din punct de vedere social. Oricum, reforma, să știți, pe care a produs-o Luther și ceilalți, au dat peste cap, a dat peste cap toată Europa. S-au pornit războaie țărănești, crime în numele lui Iisus, în numele reformei. Și nu numai. Că pentru că și catolicii îi persecutau pe protestanți și protestanții au început să-i persecute pe anabaptiști și la un moment dat era o confuzie generală care pe care persecută. Da. În aceste condiții, grupul de care vorbeam, care mai târziu au fost porecliți anabaptiști, adică rebotezători sau rebotezați, asta înseamnă anabaptist. Acest grup și-a asumat responsabilitatea, au riscat închisoarea, persecuția, mulți dintre ei au fost omorâți, arși pe rug. De ce? Pe data de 21 ianuarie 1525, în grupul acesta de credincioși, Conrad Grebel a hotărât să-l boteze pe George Blaurock, care apoi i-a botezat pe toți ceilalți din grup. Și au hotărât ca ei să trăiască altfel viața de credință, să învețe și pe alții acest adevăr al credinței, au hotărât să se numească între ei frați. Și din acel moment istoric, putem vorbi despre nașterea unei noi biserici sau a unei noi mișcări, și anume mișcarea celor rebotezați sau mișcarea bisericilor libere. Libere în sensul că nu mai dădeau socoteală statului. Și protestanții, luterani, reformați, anglicani, prezbiteriani, toți dau socoteală statului și până ziua de astăzi. Bisericile libere, noi evanghelicii, dacă ne numim urmașii acestora, în mare parte nu dăm socoteală statului. Dăm socoteală ca și cetățeni, dar nu depindem de stat, nici financiar, nici în alte lucruri. De aceea avem o separare, o gândire diferită. Sprijinim statul în tot ce este bun, în toate principiile care se aliniază principiilor lui Hristos, ale Sfintei Scripturii. Dar în momentul în care cele două instituții, biserica și statul, intră în conflict, trebuie să decizi. De aceea, acest grup a hotărât să nu riște conflictul cu statul și s-au separat. Botezul copiilor mici a fost considerat că nu e biblic, cel puțin, s-au delimitat de relația cu statul, au început o nouă biserică și un principiu al noilor anabaptiști a fost cel al misiunii. Fiecare trebuia să fie un misionar, fiecare trebuia să vorbească cu altcineva ce crede. Și așa s-a născut lucrarea de evangelizare și de misiune. În scurt timp, sute de catolici și protestanți luterani au devenit anabaptiști. A început o persecuție foarte serioasă. Vă dau doar un singur exemplu. Singurul teolog anabaptist care avea doctorat în teologie se numea Balthasar Hubmaier. A fost preot catolic. Și în anul 1522, Hubmaier a îmbrățișat noua credință a anabaptiștilor și a început să predice Evanghelia, cum spunea el, ca un prizonier adevărat al cuvântului lui Dumnezeu. El este cel care, printre altele, a scos icoanele și tablourile din picturile din biserică, a renunțat la tot felul de obiceiuri și practici care nu aveau susținere în Noul Testament, printre care și
evident, botezul copiilor mici. A scris câteva cărți, a conturat mărturisirea de credință, a noi mișcări. În final, Hubmaier a avut mai multe dispute publice, chiar cu Zwingli și cu alți lideri, pentru că biserica cealaltă colabora cu statul. L-au arestat, l-au închis și l-au ars pe rugă. Și nu numai pe el, mii de astfel de credincioși au suferit la fel. În batjocură, mulți dintre anabaptiști au fost băgați în sac cu piatră de moară, sacul închis, strâns și apoi aruncați în apele râului și înnecați, spuneau ei în batjocură persecutorii, că îi botează de tot. Aceștia au fost înaintașii noștri pentru acest adevăr. Nu numai, sigur, botezul, pentru credința personală în Hristos, autoritatea Sfintei Scripturi, necesitatea nașterii din nou, a schimbării vieții, separarea bisericii de stat, libertatea conștiinței, toate acestea au fost acolo, la înaintașii aceștia ai noștri. Au fost foarte puțini la număr, persecutați, au trebuit să fugă, mulți au plecat în nord și au găsit în zona țărilor de jos, unde e Olanda și Belgia de astăzi, o libertate politică mai mare, s-au instalat acolo, au format biserici și s-au numit menoniți mai târziu, după numele liderului lor, Menno Simons. Vă spun acestea pentru că acolo a ajuns la începutul secolului 17, deci în 1608, și un englez cu un grup de familii care au fugit din Anglia din pricina persecuției de acolo. Numele acestui om era John Smith, împreună cu un altul, Thomas Helwys, englez care o vreme cochetau cu ideea să treacă la menoniți, la anabaptiști, dar și-au dat seama că nu se potrivesc la anumite învățături, și au format prima biserică baptistă, 1611, în Anglia. După ce au stat o vreme la Amsterdam, în Olanda, s-au mutat unii în Anglia și acolo au format prima biserică cu mărturisire de credință proprie. Persecuția încetase și a fost o larghețe din punct de vedere social și economic, politic, și așa s-a început prima biserică baptistă. Acești credincioși numiți baptiști n-au vrut să fie numiți anabaptiști pentru că aveau alte învățături. Principala învățătură legată de botezul adulților însă era identică cu a anabaptiștilor. Ei însă aveau niște convingeri foarte puternice legate de natura bisericii, de libertatea religioasă, de această relație între biserică și stat care, spuneau ei, nu trebuie să existe, botezul credinciosului, mântuirea prin credință personală, viața de ucenicie, da? Toate acestea s-au regăsit în mărturisirea de credință baptistă, mai târziu oficializată în anul 1644. Această mărturisire de credință a stat la baza celorlalte mărturisiri, chiar și a mărturisirii pe care noi avem astăzi aici. De atunci până astăzi s-a renunțat la a numi botezul ca sacrament și s-a acceptat doar ideea de rânduială, da? Simbol, rânduială a bisericii pe care am primit-o de la Hristos. Spunând toate acestea, mă opresc cu partea istorică pentru că mă interesează într-adevăr mai mult partea practică. De ce toate acestea? Ce e așa de important, ce a fost important pentru înaintașii noștri? Cum de au schimbat așa de radical totul în legătură cu botezul? Ce au afirmat ei și afirmăm și noi acum? Și vin la partea de doctrină. Ce credem? În primul rând, nu credem că botezul este un sacrament. Da? Nu credem, adică, că prin actul botezului, scufundării în apă, credinciosul
are parte de o spălare a păcatelor. Sau că harul divin e infuzat, pătruns în credincios prin ritualul în sine sau prin invocarea rugăciunii preotului. Dacă citești mărturisirea de credință, catehismul ortodox și catolic, vei vedea că amândouă subliniază faptul că botezul elimină păcatul strămoșesc, păcatul adamic și aduce regenerarea. Botezul regenerează. Chiar acesta este cuvântul folosit. Noi nu credem lucrul acesta. Noi nu credem că botezul regenerează prin infuzarea unui har într-un mod supranatural. Confuzia pe care cred că o au aceste biserici este de două feluri. În primul rând, confundă ritualul cu realitatea. Nicăieri nu se sugerează în Biblie că un ritual produce o transformare spirituală în lăuntru a candidatului. Ritualul urmează schimbării, nu precede schimbarea. De aceea nu facem botezul copiilor. Așteptăm ca un copil, un tânăr să crească și să ceară singur, să se izbească de realitate, dacă vreți. Și realitatea este că numai credința personală în Iisus Hristos îl poate scăpa de păcatul strămoșesc. Îi poate înnoi viața. Aceasta este credința noastră. A doua confuzie este legată de substanță. Vă amintiți când am vorbit despre cina Domnului, am pomenit despre învățătura numită transubstanțiere în Biserica Catolică. Să știți că au fost unii teologi care au crezut că în momentul botezului copilului Dumnezeu introduce, infuzează în inima copilului un fel de substanță divină. Unii chiar au căutat-o. Așa ceva s-a renunțat oricum în timp, nimeni nu mai spune lucrul acesta, dar se spune altceva, și anume că natura, materia, poate să fie invadată, infuzată, plină de har. Că Dumnezeu poate folosi anumite materii, cum ar fi apa la botez, pâinea și vinul, uleiul sfânt, icoana, nu? Sau statuia, sau lacrimile, sau oasele sfinților. Toate acestea pot fi pline de energii dumnezeiești. Un fel de har pe care nu putem cuantifica, nu putem măsura, calcula, dar care e potențial acolo. Credința unui enoriaș, a unui credincios, declanșează această energie, această putere. Și de aceea unii au parte de vindecări, de exemplu, dacă sunt unși cu un de lemn. Sau în cazul botezului, pentru ca să vorbim numai despre el, apa în sine poate să producă spălarea aceea, nașterea din nou. E foarte greu de demonstrat asta. Și dacă le cer detalii cum se face asta, nu există explicații. Biserica în sine, nici Biserica Catolică, nici Biserica Ortodoxă nu dau explicații în detalii cum se face lucrul acesta. Chiar Biserica Ortodoxă este mai reținută în a spune prea multe despre această prefacere a apei în vin, a pâinii în trup, nu? Sau schimbarea ontologică, ființială pe care o produce botezul în inima omului. Doar este un act cu amprentă divină, un act liturgic cu amprentă divină și atâta tot. Noi nu credem asta. Noi nu putem forța nici textul biblic, nici faptul în sine. Adică cum să demonstrezi? Dacă nu poți demonstra, de ce insiști? Credem că Dumnezeu lucrează într-un mod supranatural, într-adevăr, în anumite situații, pentru slava Lui, în planul Lui, toate acestea. Dar această idee de materie penetrată de har, pătrunsă de har și care apoi schimbă sufletul,
este prea mult. De aceea noi nu putem accepta o astfel de învățătură. Pentru noi necesară este credința. Credința personală, care este o încredere, e pe baza unei cunoașteri personale. Această încredere crește cu cât îl cunoști mai mult pe Hristos, cu cât citești despre viața Lui și El ți se descoperă la minții tale, inimii tale, cu atât cunoașterea se deschide încrederea. Și asta înseamnă relație personală cu Iisus Hristos. Noi suntem mulțumiți cu asta. E suficient. N-am nevoie de aceste sacramentalisme, da? Anexe. Sunt ca niște cârje. N-am nevoie de ele. Câtă vreme am relația cu Iisus Hristos. Aia este cea care contează pentru mine. De aceea, al doilea lucru pe care noi îl afirmăm despre botez, întâi că nu e un sacrament, al doilea este că botezul nu este un act mântuitor. Precizez aceasta. Da, botezul face parte dintr-un proces de ascultare, dar nu botezul mântuiește. Că am auzit și pe unii credincioși evanghelici, baptiști, chiar, botezul mântuiește. Nu, nu, nu. Poți fi botezat și nemântuit. Vă asigur asta. Am văzut multe. Vă amintesc chiar de Simon, în Faptele Apostolilor, capitolul 8? Da? Cel care a auzit predicile lui Filip, evanghelistul, gata, s-a predat Domnului. Și după un timp a vrut să cumpere puterea de la apostol cu bani. Și apostolul Petru are niște cuvinte foarte grele pentru Simon acesta. De unde avem și simonia. Simonia este practica cumpărării pozițiilor eclesiale bisericești cu bani. Da. Se practică. Mai ales în Evul Mediu a fost. De la Simon acesta. Dar nu s-a botezat Simon? Ba da. Și n-a fost transformat complet. Deci botezul nu asigură automat mântuirea, transformarea. Botezul nu este cauza mântuirii, este efectul mântuirii, este urmarea actului de credință. De aceea trebuie să te botezi. Noi legăm foarte strâns credința și botezul. Dar întâi trebuie să crezi, apoi să te botezi. Credința te mântuiește. Botezul confirmă. Sunt strâns legate, dar nu le inversăm. Nu credem că un act liturgic care are în sine ideea proclamării, un act liturgic exterior nu poate fi ridicat la rang de act mântuitor. Cu toată smerenia trebuie să ținem botezul acolo unde este locul. E important pentru traseul tău, pentru parcursul tău de creștin, dar El nu mântuiește. Credința în Iisus Hristos mântuiește. Relația ta personală cu El. De aceea, ce credem este că botezul e unul singur și se referă la momentul în care tu crezi, ești născut din nou și ești lipit trupului lui Hristos. Da. De aceea, într-un anume sens, noi credem într-un singur botez. Botezul acesta de intrare în biserică. Act de inițiere în poporul lui Dumnezeu, actul incorporării credinciosului în biserică. Pentru aceasta se așteaptă ca cel care face actul botezului să-și mărturisească credința în mod public. Să arate lucrul acesta și vizibil prin scufundarea în apă, de preferat, deși să știți că mult timp în istoria bisericii botezul s-a făcut prin turnare sau chiar prin stropire, depindea de condiții. Mai ales în perioada persecuțiilor, n-aveai baptistier, n-aveai apă deschisă unde să faci botezul. S-a acceptat și turnarea, chiar și stropirea în anumite situații. Cei care mai citiți cărți despre suferințele românilor în perioada comunismului, în închisorile comuniste, ați dat probabil despre istorii ale unor oameni care credincioși, care au fost botezați în celulă, unde erau zeci, poate o sută de oameni și nu s-a făcut prin scufundare, n-aveai cum.
s-a făcut prin turnare sau chiar stropire. Actul în sine mai puțin contează în exterior cum arată. Preferăm să fie prins cu fundare pentru că simbolismul atunci are o încărcătură mai mare. Dar ceea ce contează e altceva, mărturisirea. De aceea credem că actul de botez este un act de proclamare, de mărturisire a credinței în Iisus Hristos. De aceea acest act în sine este confirmarea credinței tale lăuntrice. Faci ceva în afară pentru că ceva s-a întâmplat în lăuntrul tău. Credem că acest act de botez se aplică celor care cred, nu? Doar celor care cred în Iisus Hristos. De aceea noi întrebăm pe toți acești candidați, când a avut loc transformarea, cum a avut loc schimbarea, de ce cere acest legământ, această identificare publică cu Iisus Hristos și cu biserica? Și trebuie să dea un răspuns pe măsură. Acordăm un timp de cateheză, ca și înainte, ca și în primele secole. Timp de cateheză, de instruire, de pregătire, să știe ce crede și ce face. Nu? Până și în actul de căsătorie, nu? Ai totuși o perioadă de curtoazie, perioadă de logodnă, chiar s-a inclus la un moment dat, astăzi nu prea se ține cont de lucrul acesta, dar să zicem, era o pregătire, totuși, ca să vină momentul culminant, actul de legământ, nu? Căsnicia publică, totul pe față, transparent. Așa este și cu botezul. Într-un anumit sens este o căsătorie. Știți, botezul e și înmormântare și căsătorie. Pentru că înmormântezi ceva vechi și te căsătorești cu Hristos. Analogiile sunt biblice. Apostolul Pavel le folosește foarte des. Da. Este un semn de ascultare pe care noi îl așteptăm și poți să faci lucrul acesta, dacă ești convins. Și încă ceva aici aș vrea să specific. Noi facem acest act al botezului celor care cer botezul. Da? Cine înțelege, cere. Așa cum atunci când vrei să fii cununat, nu te obligă nimeni. Te ești întrebat de bună voie și nesilit de nimeni. Așa este și în botez. Trebuie să ceri botezul. Nu presați oamenii. Nu presați pe cei care dau semne că sunt aproape. Nu. Nu faceți mult bine cu asta. Lăsați pe cei care se decid să o facă de bună voie, convinși, să n-aibă regrete că actul acesta de a-și da viața lui Hristos, de a intra în legământ, este un act serios. Vă pomeneam de botezul din primele secole. Știți că Biserica Ortodoxă și Catolică, dar mai ales și Ortodoxă, are sărbătoarea lui Constantin și Elena. Constantin cel Mare a fost împărat roman care s-a încreștinat. Dar el s-a botezat pe patul de moarte. Cum așa? În perioada respectivă, începutul secolului 4, deci după anul 300 și în jurul anului 300 și după aceea, se credea în felul următor, că după ce ai făcut botezul nu mai ai voie să păcătuiești. Dacă ai făcut botezul și ai mai păcătuit, îți pierzi mântuirea. Nu știu cine a venit, știu, dar nu am timp să vă dau toate detaliile. A venit cineva cu ideea, teologia aceasta, care a dat peste cap pe foarte mulți. Și mulți își amânau botezul până când știau că nu, acum trebuie să mor. Și făceau botezul atunci, ca nu cumva să mai păcătuiască după aceea. E pueril, aceasta, nu-i copilăresc, nu credem în așa ceva. E adevărat că după ce faci botezul, ai cerut botezul, ai intrat în legământ, așteptăm să ai o viață schimbată, o viață nouă, care să confirme ce crezi. Dar asta nu înseamnă că vei fi perfect. Botezul nu te face perfect. Dar așteptăm să crești, să te maturizezi. Biserica are atunci rolul să te înconjoare cu drag, să,
se roage pentru tine, să te ajute, să te asiste spiritual ca să crești în credință. Aceasta este credința noastră despre botez. S-a început foarte simplu. Botezul n-a fost o enigmă pentru primii creștini. Ai crezut, ai învățat, ai stat la picioarele apostolilor și te-ai integrat în biserică. Mai târziu s-a sacramentalizat, s-au adăugat tot felul de lucruri care complicau înțelegerea botezului. Dar în final, botezul este un legământ, e o identificare a ta cu cineva. Faci lucrul acesta nu de dragul bisericii, nici de a dragul părinților. Te hotărăști să faci legământ cu Hristos. Relația cu El este importantă, nu cu ceilalți. Da, va fi urmare și aceasta, dar determinantă este relația. Eu așa înțeleg adânc acest legământ. M-am dat lui Hristos, sunt al Lui. Toți care am făcut acest pas, acest legământ, știm când am făcut lucrul acesta. N-ai voie să uiți momentul botezului tău, în care public ți-ai mărturisit credința, ai făcut actul în sine, te-a lipit de Biserica lui Hristos. Dacă v-aș întreba astăzi, care mai știți în ce dată ați fost botezați? Nu toți ați mai ști exact. Știi, da? Orice, la ce oră a fost? Ce minut? Ce secundă? Da. Nu contează atât de mult, dar ne-am așteptat să avem această afinitate, legătură, pentru că a fost momentul în care am știut cine suntem. Acesta este botezul. Te identifici cu cineva, cu Hristos. Îmi amintesc de al doilea război mondial, când armata germană a invadat Rusia și s-a ajuns în final la Leningrad. Și acolo au fost multe cruzimi. În sfârșit, rușii au luptat exemplar, au murit 900.000 de oameni la bătălia pentru Leningrad. 900.000 de oameni. Și un moment din acest război a fost când, de frica naziștilor, părinții și-au donat copiii, câteva sute de copii, pe un vapor. I-au îngrămândit pe toți acolo ca să-i treacă râul, fluviul. Iertați-mă, lacul. Era un lac înghețat. Și dacă rămâneau, din pricina bombardamentelor, mureau mulți. Deci au hotărât să-i trimită în siguranță dincolo de lacul înghețat. Și cei care au asistat la scena aceea a despărțirii mamelor de copii, nu credeau că o să-i mai vadă vreodată, și așa a fost pentru mulți dintre ei. Dar înainte de a îmbarca pe vaporul acela, mamele strigau copiilor un singur lucru: să nu uiți cum te cheamă. Să nu uiți cum te cheamă. Asta era prima grijă a lor. Tu trebuie să știi cum te cheamă. Trebuie să știi cine ești, nu să dai răspunsuri neclare, nebuloase. Întreabă-te cine ești. Tu te-ai identificat cu Hristos. Ai o biserică în care te închini, unde dai socoteală de viața ta. Știi cine ești? Identitatea presupune convingeri. Și convingerile sunt, dacă vreți, mortarul moralității noastre. De aceea te duci înainte, de aceea trăiești ca și creștin, pentru că știi cine ești. Trebuie să știi, sunt botezat, sunt al lui Hristos, sunt parte acestei biserici, știu în cine cred. Asta așteptăm de la cei care au făcut legământ. Nu să trădezi legământul, să te eschivezi, să te faci că nu mai
ne cunoști? Nu. Când ai făcut legământ cu Hristos, cu El ai făcut. Să nu uiți cine ești. De Dumnezeu oricum nu te poți ascunde. Nu poți anula ceea ce ești. Când ai făcut legământul, ai intrat serios în legământ și Dumnezeu te-a luat pe cuvânt. De aceea legământul e serios. De aceea identitatea noastră este esențială. Să știi cine ești, în ce crezi. Am învățat câte ceva și despre înaintașii noștri. Unii și-au dat viața pentru această credință. Tu ai fi gata să-ți dai viața. Pentru ce crezi? Pentru biserica ta, pentru crezul tău. Verifică-te înaintea Domnului. Dar dacă știi cine e Hristos și a făcut El pentru tine, nu vei uita niciodată. Și până la capăt vei fi al Lui. Pentru că Dumnezeu va onora pe cine îl onorează. Hristos te va onora dacă îl onorezi pe El. Aș vrea să ne rugăm Domnului așa cum suntem. Să mulțumim pentru această seară. Doamne, Dumnezeul nostru, îți mulțumim pentru că ne-ai dat un nume, ne-ai dat o identitate, știm mai cui suntem. Îți mulțumim că a fost o vreme în care ne-ai cercetat și apoi a venit o zi în care am hotărât să facem legământ cu Tine, cu Fiul Tău, Iisus Hristos. A fost lucrarea Duhului Tău și ne bucuram de ea. Ne pare rău că n-am onorat totdeauna acest legământ. Te rugăm să ne ierți, Doamne. Mă rog acum, Doamne, pentru cei care au trădat legământul, care au părăsit legământul, deși l-au încheiat cândva în apa botezului, Doamne, te rog să le cercetezi viața, să se întoarcă înapoi. Niciodată nu este prea târziu. Sângele Tău poate să spele orice păcat. Te rog, Doamne, să-i întărești pe cei tineri în credință, pe cei care s-au întâlnit cu Tine sau mai degrabă Tu i-ai întâlnit și au dat viața Ție și au făcut acest pas. Doamne, te rog să-i protejezi cu puterea Ta și cu prezența Ta. Mă rog însă special în această zi, Doamne, pentru cei care oscilează, care încă nu și-au găsit identitatea, care n-au curajul să mărturisească public credința lor. Doamne, aceștia au nevoie de puterea Ta, au nevoie de voința Ta. Dă-le, Doamne, și puterea și înfăptuirea să se hotărască pentru legământul cu Tine, știind că nu vor regreta niciodată aceasta, pentru că Tu ai promis că vei fi totdeauna cu noi și nu ne vei părăsi. Și chiar dacă noi uneori îți suntem necredincioși, Tu ne rămâi credincios, pentru că nu te poți tăgădui singur. Îți mulțumim, Doamne, pentru caracterul Tău, pentru promisiunile Tale. Binecuvintează această biserică, pe toți cei care sunt în legământ, întărește mărturia tuturor, ca să Te onoreze prin tot ce fac, prin tot ce sunt. Îți mulțumim pentru înaintașii noștri care au pavat drumul nostru cu sânge uneori, cu mărturii excepționale, cu caracter, cu integritate. Am vrea, Doamne, să ne asemănăm în tot ce este bun și frumos cu ei. Dar mai mult de toate, vrem să Îl onorăm, să ne asemănăm cu Domnul nostru Hristos. Cu El am făcut legământ, pe El Îl onorăm, Îl cinstim. Și îți mulțumim că S-a identificat cu noi, chiar dacă n-a avut păcat, a venit să se facă una cu noi. Ce mare har am avut și avem. În numele acestui Hristos ne-am rugat, primește rugăciunile noastre în puterea Duhului Tău cel Sfânt. Amin.